Bună seara, în primul rând. Da, a fost un meci destul de greu. Ne așteptam la asemenea meci de la început. Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm. Sunt important pe aceste 3 puncte, maxim importante pentru noi și ca moral și ca tot. Și v-am spus, să luăm meci cu meci, pas cu pas și mergem acum la Timișoara să scoatem maxim, fiindcă simt obligați. A fost destul de greu să desfaceți apărarea adversă. Dacă nu venea din spate, Erico? Da. Chiar am vorbit cu colegii și am spus că asemenea meciul se câștigă și așa, pe execuție personală. La un moment dat, Târgu Mureș se apăra foarte bine. Era foarte greu să desfacem, însă în ocazii, dar credeți, o execuție personală a făcut diferența. Cu cât crezi că au crescut acum șanse să vă salvați? Șanse a crescut, nu? Putem să zicem că a crescut șanse de mult. Important ce facem în următorul meci, dacă scoatem punctul la Timișoara, sau punct. Asta e cel mai important. Aia putem să sperăm mai departe. Avem marți, avem vineri, avem un program destul de greu. Așa că spune, este un program infernal, jucătorii sunt mulți în loc neexperimentați. Fac față, vedem că două meciuri decisive, două victorii. Da, bineînțeles că fac față, fiindcă vin cu prospețime, jucători tineri care au putere, compensează prin dăruință, prin ambiție. Cu timp o să prinde și experiență și să fie altceva, dar avem nevoie de toată lumea. Timișoara v-a învins aici, aveți puterea de a câștiga acolo? Da, după care te-ai gândit pierdut echipa, atunci pe personal n-am fost acel meci, nu pot să comentez multe, dar mergem acolo să scoatem puncte astea, v-am spus ce mai important. La revedere! Mulțumim de tot și